Ziua de 27 iunie este, începând din acest an, una importantă pentru satul Remuș din Comuna Frătești. Odată cu cinstirea hramului bisericii din localitate, oficialii comunei au declarat ziua în care se sărbătorește Sfântul Pantelimon ca zi în care cetățenii să celebreze și ziua satului. Evenimentul festiv a început încă de la primele ore ale dimineții, când invitații au fost primiți la slujba oficiată de un sobor de preoți cu pâine și sare. Cei care au asistat la slujba au avut posibilitatea să atingă moaștele Sfântului Pantelimon, ocrotitorul medicilor. Atunci s-a adresat lui Dumnezeu și a zis: dacă tu, Hristoase, ești Dumnezeu și poți să luci minuni atât de mari cum am auzit eu de la Ermolae, înviază pe copilul acesta. Și spune în viața Sfântului cum pe dată acea reptilă a murit, iar copilul a înviat prin puterea lui Dumnezeu și rugăciunea acestui om. Și pentru că organizatorii evenimentului și-au dorit ca cei care participă să îmbrace por popular, o mare parte dintre invitați s-au conformat. Printre ei s-a aflat și Anastasia, o fetiță de 8 ani din localitate, care spune că a venit cu drag la prima celebrare a locului natal. Astăzi este sărbătoarea satului Remuș, care n-a mai fost până acum, Sfântul Pantelimon, și de acum încolo o să fie în fiecare an. Mai exact, de ce ai venit? Uite, te văd și în costum popular. Pentru că mama mea a vrut să fie ceva național astăzi, ceva pur românesc. Iar o să dăm și sarmale, o să fie ceva foarte frumos. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine această sărbătoare? Înseamnă ceva foarte frumos, să vin aici, să mă distrez, să nu-i ziua asta. După oficierea slujbei, cetățenii satului au mers cu toții să petreacă în curtea școlii, loc unde organizatorii le-au pregătit celor prezenți o petrecere pe cinste. M-am gândit să unim partea religioasă cu partea distractivă și iată, vom asista în continuare la un program artistic, fiindcă oamenii din Remuș au nevoie și de clipe de destindere. Iată, vedeți, suntem de-abia la început, mai așteptăm oaspeți să ne vină. E temperatura destul de ridicată. Vom avea un spectacol deosebit, zic eu, un spectacol în care își vor aduce contribuția soliști din zonă, e ca pe Vlașca, sigur. De asemenea, în program vom avea și acordarea unor diplome de excelență pentru moașa satului, pentru omul care s-a distins în agricultură, pentru cei mai vârstnici, pentru cel mai tânăr, pentru elevul silitor, fiindcă este într-adevăr o bucurie a satului și cum stă bine la bucurie, să ne distrăm cu toți. Gazda spectacolului a fost actrița Doina Ghițescu, membra ansamblului artistic Ciocârlia, care a dat startul petrecerii recitând versuri care făceau referire la locurile natale. Aici sunt prietenii mei și fântânile. Aici orizontul este pe rând roată de al inimă. Aici, din părinții părinților mei, s-au născut treptat zilele și s-au rostit cuvinte și s-au desfrunzit așteptări și au căzut ploi și au luminat patimi. Aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei și fântânile, aici, la Remuș. Chiar dacă afară erau temperaturi caniculare, cetățenii satului nu au stat prea mult pe scaune și au ieșit la dans încă de la prima melodie cântată de taraf. La prima ediție a Zilei Remușului, localnici au avut parte de invitați de seamă. Deputatul de Giurgiu Florian Nicolae și copreședintele Partidului Național Liberal, Dumitru Beianu, au venit pentru a le transmite gândurile bune celor care astăzi s-au aflat la ceas de sărbătoare, dar și pentru a se prinde la joc alături de ei. Și la mulți ani tuturor, să dea Dumnezeu ca în fiecare zi a Sfântului Pantelimon dumneavoastră să sărbătoriți, pentru că așa ați început. Vă felicit și vă urez succes în tot ceea ce faceți. De asemenea, îl felicit și pe domnul primar pentru această inițiativă,
Consiliul Local să trăiască, dumneavoastră să ne trăiți în această zi de mare sărbătoare a unui sfânt în toate milostiv. Vă urez să aveți parte de bucurie spirituală și trupească. Să ne trăiți! Pentru faptul că sunteți alături de noi la prima ediție acestui eveniment care se desfășoară în micuțul sat al acestei comune. Vreau să vă relatez că am dat hotărâri de consiliu pentru toate patru satele, inclusiv pentru ziua comunei. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre, sunteți alături de noi și vă mulțumim, vă urăm sănătate, viață lungă și succes în activitatea dumneavoastră de deputat și vă urăm în continuare să mai candidați, să fiți alături de noi și noi de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Eu cred că această zi extraordinar de frumoasă pentru satul Dremuș reprezintă singura localitate din România unde canicula nu creează niciun fel de problemă. Aici este nevoie de o temperatură înaltă pentru că urmează dansuri, urmează cântece, urmează jocuri. Toată lumea va fi interesată să ridice temperatura pentru că este una dintre modalități ca să nu uităm niciodată această zi frumoasă. Evenimentul de astăzi este o premieră și pentru județul Giurgiu este pentru prima dată când este organizată ziua unei singure localități dintr-o comună.